Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne întâlnim astăzi la Bookfest. Editura Niculescu, împreună cu Centrul Amanezer, prin directoarea sa, suntem prezenți astăzi să mă introducem în lumea dezvoltării personale. Mai exact, Editura Niculescu, începând cu acest an, își dorește să dezvolte acest segment editorial prin editarea numeroaselor cărți de dezvoltare personală și includem aici chiar și cărți de sănătate, de parenting sau familie. Deși parenting se presupune că include și partea de familie, dar aici mă refer și la cărțile de copii, dedicate copiilor, bilingue și dacă aveți curiozitatea, vă invităm să veniți la standul nostru să vedeți mai multe alte titluri din aceste colecții. Lângă mine, în această seară, după amiază mai exact, o să încercăm să dezvoltăm acest subiect. Peste tot auzim, în viața de zi cu zi, aflăm despre emoții. Toată lumea vorbește despre emoții. Că sunt ele pozitive, că sunt negative, mulți dintre noi nici măcar nu le identificăm, nu le cunoaștem. Alături de mine se află Claudia Jimeno. Ea este specialist în comunicare relațională și de asemenea în dezvoltare personală, pe lângă multe alte specializări, dar astăzi ne referim doar la aceasta și cu ajutorul ei o să înțelegeți mai bine cum ne putem gestiona aceste emoții negative, cum să le recunoaștem, cum să le acceptăm și eventual să le eliberăm pentru a putea depăși momentele mai puțin fericite, că acolo ne referim, din viețile fiecăruia dintre noi. Emoții negative este o autoare, Latifa Gallo. Ea este un specialist în inteligență emoțională, un coach de peste 20 de ani, cu activitate de peste 20 de ani în această meserie și pe baza informațiilor sau a terapiilor și a situațiilor cu care ea s-a întâlnit de-a lungul carierei sale, a reușit să scoată acest kit ca să ne ajute, prin diverse exemple și exerciții, cum să recunoaștem aceste emoții negative. Dar o să las specialistul să vă facă o descriere a acestor emoții, să le încadreze și poate să vă ajute să faceți diverse exerciții, să le puteți integra și accepta în viața voastră. Spre o viață mai frumoasă și mai bună și mai liniștită. Mulțumesc! Mulțumesc, Alina, și mulțumesc Editurii Niculescu, mulțumesc, Lili, pentru că mi-ați oferit ocazia să fiu astăzi alături de voi. Să pot să vă vorbesc un pic despre emoții negative și cum ne ajută ele sau cum ne împiedică să avem o viață frumoasă. Și asta va depinde foarte mult de felul în care noi vom gestiona aceste emoții. Da? Deci, pentru început, ca și introducere, aș vrea să vă întreb, când auziți dezvoltare personală, ce gânduri vă vin în minte? Ce ar însemna dezvoltare personală? Evoluție? Ce ar mai însemna? Cunoaștere de sine. Dezvoltarea sinelui? Ce ar mai însemna? Acceptare. Ok. Armonie. Deci toate lucruri frumoase. Echilibre. Bucurie. Sănătate, creativitate, eficiență, toată lumea vrea să ajungă acolo, nu? Hai să vedem ce ne împiedică să avem toate aceste lucruri în viața noastră. Lipsă de curaj. Ce ne mai împiedică? Educația primită de la părinți. Ce altceva? Obiceiul. Ce altceva? Anturaj, mediu, serviciu, șefii, cine, ce altceva? Stresul. Dar știați că stresul este o reacție, o consecință a niște emoții negative? Frica, în primul rând. Da? Deci frica este prima emoție negativă care ne împiedică, cum ziceai, să avem curajul să facem pasul în față. Și să zicem, asta e. Da? Hai să vedem. Ce altceva?
Jena. Rușine. Emotivitate. Drag de a vorbi în public. Ce altceva? Blazare. Ce altceva? Gelozie. Invidie. Statut social inferior. Ce altceva? Complexe. Care includ și ele emoții negative. Prejudecăți. Care sunt legate de emoții negative. Da? Deci, vedeți că noi vrem ceva. Ați sesizat volumul de răspunsuri care a apărut când am zis ce înseamnă dezvoltare personală, unde vrem să ajungem, când am zis ce ne împiedică, au început. Și dacă mai stau aici 10 minute, mai ziceți ce ne împiedică. Da? Deci problema nu este ce se întâmplă în viața noastră și cum gestionăm ceea ce se întâmplă în viața noastră. E clar? Nu e clar. Deci... Da? Nu este problema că șeful meu țipa la mine. Problema mea este felul în care eu reacționez la țipetele șefului meu. E mai clar? Deci problema nu este că copilul meu are note proaste la școală sau s-a bătut cu un coleg. Problema mea este ce simt eu când văd 4 carnetul de note. Da? Cum reacționez eu atunci când mă sună învățătoarea, profesoara și zice iarăși s-a batut cu cineva. Iarăși nu și-a făcut temele. Da? Deci problema noastră nu este ceea ce se întâmplă și felul în care noi reacționăm la ceea ce se întâmplă. Da? E mai clar un pic? Da? Bun. Deci, eu vorbesc acum și folosesc fix aceleași cuvinte, aceleași gesturi pentru fiecare dintre voi. Dar fiecare dintre voi va înțelege, va primi ceea ce spun eu altfel. Da? Vreți să facem un experiment? Hai să vedem. Alina, cu ce ai rămas din tot ce am spus până acum? Ce ai reținut? Ok. Că toate emoțiile sunt... Ok. Că tu trăiești emoțiile în funcție de ceea ce ai înăuntru. Ok. Super. Ok. Păi rămas că este necesar să învățăm să le gestionez. Eu am învățat că atitudinea ta determină emoțiile pe care... Ok. Că atitudinea noastră determină emoțiile pe care le avem. Trebuie să trăim cu toate aceste emoții negative. Să fie prietenii noștri. Așa, că trebuie să trăim cu toate emoțiile negative, să fie prietenii noștri. Toată lumea are parte de emoții negative, dar depinde de fiecare parte de emoții. Ok. Că fiecare are toate emoțiile negative și fiecare le gestionează altfel. Doamna? Ok, fiecare primește ce primește și important este cum le gestionează. Și nu avem de unde să știm ce primim. Ok, asta e un punct important. Ok, deci reacția este a fiecăruia în parte. Deci vedeți, eu am spus fix același lucru și nu s-a repetat niciuna. Da? Acolo e importanța, aici este gestionarea, aici trebuie să trăim, să ne facem prieteni, acolo este atitudinea, aici sunt emoțiile, aici este vorba de mediu și atitudinea noastră față de ei. Vedeți, fiecare dintre noi primim ce vine către noi în funcție de ceea ce avem înăuntru. Da? Și doamna spuneați că nu ne dăm seama ceea ce primim. Aveți vreo idee de ce? Sau cum facem să nu ne dăm seama ce primim? Vorba de experiență. Nu știm ce vom primi. Avem mintea blocată. N-ai de unde să ce este mintea și ce transmite. Aha, deci nu știm ce este dincolo de noi. Bineînțeles, și atunci reacția noastră
Ok. Sau în funcție de fiecare, ce știe că poate, cât a luat din viață, indiferent, părinții, învățați și așa mai departe, ok, că emoțiile negative să nu își pună amprenta și să va depinde de cum gestionează ceea ce primești. Ok, eu pot să vă spun că prima dificultate pentru care noi nu putem să facem față la ceea ce ni se întâmplă în realitate este că nu ne ascultăm pe noi. Nu știm ce simțim. Și pentru asta, cartea aceasta, Emoții negative de la Tifa Gardner, ne ajută foarte mult. Deci are descrieri foarte clare despre emoții, despre emoțiile de bază, deci furia, frica, tristețe, și cum se amestecă ele să creăm altele, rușine, gelozie, etc. Da? Ați fost vreodată geloși? Ce simțiți când sunteți geloși? Și furie, și teamă, și neputință, vedeți? E un amestec de emoții, da? Dar noi nu știm să le decifrăm. Deci, cu ajutorul acestei cărți, putem să le decifrăm. Să ne dăm seama de... Suntem experți. Eu am o expresie, constipație emoțională. Da? Și în majoritatea dintre noi avem o constipație de 20, 30, 40, 50 de ani. Da? Și după care ne mai mirăm de ce nu suntem fericiți. Da? E fix ca la constipație. Da? Deci, cartea are exerciții, vă pun întrebări, deci găsiți aici niște întrebări care o să vă ajute să vă dați seama cum gestionați, cum să gândiți, cum să vedeți ce se întâmplă în interiorul vostru și după care vă da cum să soluții și vă sfătuiește cum să gestionați acele emoții. Ce este în spate? De exemplu, Latifa Gajo spune că atunci când avem o emoție negativă, înseamnă că emoția cea negativă a apărut pentru că eu aveam o nevoie nesatisfăcută. Da? Adică, să zicem că cărțile astea de aici sunt nevoile nesatisfăcute a lui Alina. Și ea se va enerva, va fi tristă sau va fi invidioasă sau nervoasă, pentru că una dintre ele este nesatisfăcută. Problema noastră este că noi nu știm care sunt nevoile noastre. Și nu știm cum să le gestionăm. Dacă nu știm să le gestionăm, nu o să știm de asemenea cum să satisfacem nevoile noastre. Nevoile noastre sunt legate de aspirațiile noastre, de ceea ce ne dorim, de ce ne ajută să fim bine. Da? Deci, este o muncă de ascultare de sine. Da? Până aici. Întrebări. Cum putem? Cum să identificăm emoțiile? Haideți să vedem. Cum ați identifica o persoană furioasă? Ce face o persoană furioasă? Împreună vizual. Țipă. Ok, și vizual ce arată? Ce vedeți? Pupile dilatate, agitație motorie. Gesturi foarte respirație rapide sau foarte agresive. Gesturi rapide sau agresive, ce altceva? E încruntată. Ați văzut vreodată oamenii când sunt nervoși să ridică sprâncenele? Știi? Și par niște... E o pasăre, cum se numește, că nu știu în românește, care are sprâncenele foarte mari și face alea. Nu, e din alea rapace. Vultur. Da? Și face alea. Acum te prind și te mănânc. Da? Și mai avem și fraze când suntem nervoși. Când suntem nervoși, ce vă vine să faceți? Sau ce spuneți? Să ridicăm tonul, să-ți mai nervezi. Deci acuzăm. Ce altceva? Tot timpul ce tu mă enervezi. Celălalt ne enervează. Eu mă enervez din cauza ta. Da?
Deci, ce altceva? Da? Nu ziceți ceva de genul lași strânge de gât. Da? Ce altceva mai zice? Mai zicem, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Ce altceva mai zice? Îți rup gâtul. Așa. Vedeți, gesturi sunt. Da? Doar că social, apropo de ceea ce spuneați, Adina, orice ne împiedică să ne ascultăm emoțiile și să le exprimăm, este că noi am învățat de când suntem mici că emoțiile negative trebuie înghițite. Plângeam și ce spunea mama, tata, bunica, profesor și așa? Taci! Ne enervam și ce spuneam? Adulți umple, îți dau o mamă de bataie. Lasă că trece, ce mai spune? Eu te-am făcut, eu te omor. Așa, ce mai? Nu-mi place că plângi. Nu e frumos, e rușine, băieții nu plâng. Ești copil mare, te faci de rușine, strici ochii, ești urât, urâtă, etc. Da? Deci noi nu am învățat cum să scoatem sau cum să vorbim despre emoțiile noastre negative. Ce am învățat să ne constipăm. Da? Deci, ne enervăm, n-avem voie nici să lovim, nici să aruncăm o pernă, nici nimic, trebuie să ne purtăm frumos, să înghețim nervii și să zicem bună ziua. Nu? Și... Da? Îmi vine să plâng, trebuie să respir adânc. Da? Și atunci am învățat niște comportamente stereotip de cum ar fi bine să ne comportăm în lume, dar toată caca aia interioară unde rămâne? Da? Știți unde? Aveți vreo idee? Ar fi bine să fie doar la cap. Kilograme în plus? Probleme la rinichi, pietre la bilă, colecist, coloană, artrită, palpitații, colon, ulcer, probleme cu pancreas, diabet. Da? Pentru că noi le cumulăm și nu știm cum să le facem și organismul trebuie să trăiască cu el. Cu toate cacastă. Da? Acum, dacă noi menținem în interiorul nostru și păstrăm toate emoțiile acelea negative, noi nu putem să fim fericiți. Da? Dacă avem 3 tone de caca în spatele nostru și înăuntru nostru, nu avem cum. Da? Totul miroase caca. Și atunci totul ne enervează, totul ne neliniștește, totul este un dezastru. Și șeful, și copilul, și bărbatul, și soția, și tararan, tararan, și societate, și gropii, și la-la-la, și la-la-la. Da? Acum, cum facem pașii înapoi să învățăm să ne ascultăm? Pentru că nu putem să exprimăm ceea ce nu am conștientizat, nu știm ce simțim. Da? Mintea noastră, pentru că e îmbibată de tot ce am învățat, de prejudecății, de comportamente învățate, de tot ce ne-a spus mama că e rușine, de cât poate să ne mintă. Pentru că ea a creat toate fațadele alea pe care le avem și la serviciu și acasă și... Da? Și atunci avem nevoie de altceva care să ne ajute să identificăm ce avem. Și acela este corpul nostru. Corpul nu minte. Mintea poate să zică. Ești nervoasă, dar lasă că să-ți treacă, că de fapt celălalt n-a vrut să-ți facă rău, că poate așa, că la-la-la-la-la-la. Sau invers. E un dezastru și la-la-la și să tricotez în sensul acela și să-mi fac o chestie mică, o fac foarte mare. Da? Deci mintea nu e fiabilă în sensul acesta. Dar corpul, da, corpul, dacă te doare ceva, te doare. Nu poți să te faci că nu te doare. Dacă ți-e cald, ți-e cald. Nu poți să-ți faci cumva să-ți fie rece. E clar? Da? Deci prima chestie este să învățăm să ascultăm corpul nostru. Și o să vă invit acum să faceți un mic exercițiu, să învățați să decodificați corpul. Da? O să vă invit să închideți ochii
să respirați adânc, de 2-3 ori. Închideți ochii. Închideți ochii. Respirați adânc. Și o să vă rog să vă amintiți cât de bine puteți o situație în care v-ați enervat foarte tare. Închideți ochii, închideți ochii, respirați adânc, mutați atenția în interiorul vostru, la nivelul vostru imaginar. Și încercați să vă reamintiți o situație în care v-ați enervat foarte, foarte tare. Oricare. Recentă sau trecută. O situație în care s-a întâmplat ceva cu cineva în care v-ați enervat foarte, foarte, foarte tare. Când găsiți situația, vă rog să ridicați o mână. Și o lăsați jos și mențineți ochii închiși. Mențineți ochii închiși. Deci cei care au găsit, rămâneți în situația aceea în care v-ați enervat. Da? Și ceilalți încercați să găsiți o situație. Continuați să respirați adânc. Și acum o să vă rog, fiind în situația aceea în care v-ați enervat, începeți să scanați corpul vostru. Din cap până în picioare. Și doar sesizați ce senzații apar în corpul vostru. Cum reacționează corpul vostru la acea amintire în care v-ați enervat? Da? Scanați tot corpul. Din cap până în picioare, din picioare până în cap. Și doar sesizați senzațiile care apar când vă enervați. Ok? Și acum vă invit să deschideți ochii. Și să reveniți aici acum. Cum a reacționat corpul vostru la nervi? Palpitații. Rigiditate. Tensiune. Furie. Presiune, arsuri, mânie. Și unde ai simțit în corp mânia asta? În mâine, în gât, în... La inimă? Stomac, palpitații la cap, respirație agitată, da? Vă veniți să faceți așa la mâini? Da? 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 Deci toate cele semne sunt semne de furie. Într-o situație imaginară, că doar v-ați reamintit. Da? Dacă noi am fi conștienți de reacțiile astea a corpului nostru în fiecare moment, asta înseamnă să mutăm atenția la noi, am putea să ne dăm seama mai repede de ceea ce simțim și să putem să gestionăm tensiunea, palpitație, decât și nu să așteptăm să facem o explozie de nervi. Da? Sau boală. Exact. Da? Deci, vă invit din nou să închideți ochii. Să respirați adânc. Respirați adânc și profund. Și de data aceasta, vă rog, să găsiți o amintire în care vă simțiți vesel sau fericit. În care v-ați bucurat de ceva. Și când ați găsit-o, mențineți ochii închiși și vă ridicați mâna să-mi dau seama că ați găsit-o. Ok. Rămâneți în situație. Și acum, fiind din situația aceea în care v-ați simțit bucuroși sau veseli, scanați corpul și vedeți ce senzații apar în corp. Scanați corpul de la cap până în picioare,
picioare până în cap, să sesizați acele senzații. Respirați adânc, reveniți aici și acum și deschideți ochii. Hai să vedem, de data aceasta ce ați simțit în corp? Relaxare. Dorința de a cânta. Și în corp, zâmbet. Cum se manifesta dorința de a cânta în corp? Cum? Unde? Aici, ok. Liniște. Liniște, zâmbet. Liniștea, unde ai simțit-o? Aici. Ok. Bucurie, amuzament, da. Unde ai simțit? Cap, peste tot. Peste tot. Așa. Zâmbet, așa. Fericire. Fericire. Unde în corp ai simțit fericire? În piept. În piept. Vedeți că în funcție de unde ne este atenția, corpul nostru reacționează. Dacă scanați chiar acum corpul vostru, să vedeți că simțiți alte senzații. Da? Ce simțiți acum? În secundă asta, ca senzații. Relaxare. Unde? Peste tot. Ok. Vedeți că este o confuzie. Deci, avem gânduri. Da? Gândurile sunt la cap. Ne gândim. A, îmi bate inima, înseamnă că... Da? Asta sunt gânduri. Emoțiile sunt tristețe, bucurie, liniște. Da? Dar fiecare gând are legătură cu anumite emoții și emoțiile au legătură cu senzațiile din corp. Și senzațiile din corp se simt aici. În corp. Da? Deci, atunci când gândesc că cineva mă enervează, se declanșează o iritare, emoție, unde simțiți emoția respectivă. A zis, palpitații, tensiunea, nod în gât, în stomac, presiunea aici, mâini tensionate, respirația rapidă, încruntare. Alea sunt senzații. Da? Bucuria, cum se simte? Că zis Adina. Zâmbesc. Stare de liniște. Senzații. Cum este? Relaxare. Da? Deci mușchii se tensionează la emoții negative și la emoții pozitive, în principiu, se relaxează. Dacă noi am fi mai atenți la noi, am putea să sesizăm ce anume scoate din noi tensiunea sau relaxare. Da? La nivel fizic este de bază. Tot ce ne ajută să fim relaxați, adică ajută că corpul nostru să fie relaxat, e de bine pentru noi. Tot ce ajută corpului să se încordeze și e neplăcut pentru noi, e legat de emoții negative. Da? E mai clar? Bun. Acum, ce se întâmplă cu noi? Pentru că sigur vi s-a întâmplat cândva să ziceți data viitoare nu o să mă mai enervez și data viitoare v-ați enervat și mai tare. Da? Vi s-a întâmplat? Tuturor, a? Acum o să vă explic de ce. În creierul nostru există mai multe zone. Există o zonă logică, care în principiu e legată de cortexul nostru, și există o zonă care se numește amigdala sau care face parte din creierul reptilian, unde sunt emoțiile noastre de bază. Da? Sunt emoțiile, sunt amintiri, sunt instinctele noastre de supraviețuire. Da? În momentul în care ni se pare că ceva că ceva ar putea să fie un pericol, deci vorbim la nivel imaginar, da? Nu există dinosaurii care să ne mănânce. Da? Dacă eu încep să mă atenționez, că mi-amintesc că șeful meu o să țipe asta, suntem la nivel imaginar, că încă nu s-a întâmplat. Dacă eu sufăr de insomnii, înseamnă că eu mă gândesc la ceva neplăcut. Corpul se tensionează, mintea este agitată și eu nu pot să dorm.
pentru că am nevoie de relaxare ca să dorm. Da? Deci eu îmi imaginez că ceva neplăcut o să apară și atunci instinctele de supraviețuire se pun în alertă. Și asta înseamnă că corpul secretă cortisol și adrenalina, care se duce direct în mușchi. Sistemul imunitar este oprit. Citisem undeva că un pic de nervi, o mică iritare, oprește 3-4 ore sistemul imunitar. E ca și cum lasă scoate din priză. El funcționează, dar e scos din priză. Da? Deci, de moment este stop și asta înseamnă că în acele 4 ore suntem în risc de boală. De aceea, oamenii care sunt nervoși sau care sunt anxios, etc., suferă de mai multe boli decât cei care sunt relaxați și fericiți. Ați văzut oamenii fericiți bolnavi? Nu prea. Da, pentru că sunt legate. În momentul în care corpul meu este relaxat și eu mă simt în siguranță, pentru că știu cum să le gestionez, știu cum să gestionez gândurile mele, știu să stopez amplificările, adică asta înseamnă să-mi dau seama că eu amplific. Știu să recunosc senzațiile mele din corp. Știu să respir. Aveți și în carte exerciții de respirație. În principiu e respirația abdominală, ne aduce relaxare și ne ajută. Da? Dar sunt la creierul reptilian, adrenalina, cortisol în corp. Prima chestie, corpul se îndreaptă, mușchii se tensionează și apar trei reacții. Dacă inamicul meu imaginar, eu îl simt mai puternic, mai puțin puternic decât mine, o să-l agresez. Și încep să mă gândesc, o să-i zic așa colegii mele, o să pun la punct, o să-i zic și soțului și copilului și... Încep să atac, mă pregătesc de atac. Și chiar și atac de multe ori, da? A doua reacție de apărare este îngheț. Iepurii folosesc foarte mult înghețat. Vine un vultur să-l mănânce, el îngheață, când trece vultur pe lângă el, crede că a murit, deci nu mai este bun, și el se salvează. Deci tot ce numim noi neputință, blocajele, senzațiile de împietrire, senzațiile de rece, că nu mai pot să mișc, se pierde, mintea rămâne în alb, vederea se bruiază, nu mai au. Toate sunt reacțiile de înghețare, care zice, inamicul este mai puternic decât mine și o îngheț să păstrez viața. Da? Și a treia este fugă. Încă este departe și eu mă duc în alta direcție ca să-mi salvez viața. Aveți, sunt trei reacții principale de apărare. În momentul în care eu, prin gândurile mele, prin atitudinea mea față de viață sau ceea ce am învățat că din societate sau din familie, că dacă nu mă port frumos, oamenii o să mă respingă, că dacă zic nu, ceilalți o să se supere și o să mă părăsească și altele, eu îmi creez o situație de nesiguranță, care ce înseamnă? Cortisol și adrenalina. Ce înseamnă trei reacții? Atac, îngheț sau fug. Și atunci, insomnie, gastrită, pancreatită, problemele de digestie, de respirație, etc. E clara secvența? Da? Acum, în momentul în care creierul acesta reptilian se pune în acțiune, se taie legătura cu creierul logic, cu cortexul. De aceea zicem, am văzut negrul în fața ochilor și nu mai știu nici măcar ce am spus. Pentru că nu am mai gândit, a fost reacția de apărare. Și este important să învățăm să ne gestionăm, să nu ajungem acolo. Da? Ce este mai ușor? Să luați 100 de scaune în brațe și să le duceți zor jos sau să le duceți de unul câte unul? Unul câte unul. La fel este necesar să facem cu emoțiile negative. O iritare mică e mai ușor de scos decât o iritare, o criză de nervi. Da? Doar că noi zicem, lasă că o să-mi trag. Punem aici. Lasă că o să-mi trag. Mai punem mâini. Lasă că o să-mi trag.
și după care cineva face o chestie mică și noi dăm în cap toate trei. Da? Și atunci ne stricam foarte rău relațiile noastre, pentru că eu i-am spus lui Lili toate frustrările și de la mama și de la tata, deși doar poști iubiți și la la la, pentru că ea mi-a zis nu, când de fapt eu aveam probleme cu ei. Și ea se supăra pe mine pe bună dreptate. Nu? Deci este necesar să învățăm să gestionăm. Da? Deci în carte găsiți multe trucuri prin care puteți să gestionați emoțiile. Eu o să vă dau unul pe care l-am creat eu. Ca să-l ții de la început, când zic constipație emoțională. Da? Cum se rezolvă o constipație normală? Laxativ, exact. Da? Deci, mergem la toaletă. Da? Și instrumentul pe care l-am creat eu se numește toaleta emoțională. Da? Pentru că într-o relație sau în societate, ceea ce este interzis este să arunc cu caca mea vis-a-vis la relațiile mele. Da? Îmi distrug relațiile și nu vă pot să fiu fericită dacă eu în fiecare zi fac ceva să-mi distrug relațiile. Pentru că noi suntem ființe de relaționare și avem nevoie și de ceilalți. Ok? Ceea ce n-am învățat este să scoatem caca aceasta în mod igienic. Da? De câte ore pe zi mergeți la toaletă? Măcar o dată. Măcar o dată pe zi. Da? Pentru că altfel e nasol. Ne ies bube, ne îmbolnăvim de altele. Da? E același lucru cu emoțiile negative. Și atunci eu vă invit să scoateți emoțiile voastre negative în mod igienic. Nu în relațiile voastre, nu către alții. Da? Deci suntem pe plan emoțional, la vârsta de un an, doi, la copii care învață să se ducă la uliță, înainte fac caca peste tot, fac pipi peste tot, după care încetul cu încetul învață că există un loc specific în casă și în fiecare clădire, unde putem să lăsăm să iasă ceea ce nu este bun pentru noi, dar într-un mod igienic. Da? Același lucru este necesar să facem noi pe plan emoțional. Da? Deci, pentru a lăsa emoțiile să iasă, primul lucru, chiar dacă nu știți cum se numesc, după ce o să căpătați practică, când ascultați corpul, o să zici asta erau nervii, dar nu erau nervii ca data trecută, atunci nu sunt foarte mulți nervii, poate este o iritare mare, sau poate este o frustrare, sau, da? Deci o să puteți să sesizați gradațiile. Da? Dar deocamdată, chiar dacă recunoașteți doar furie, frica și tristețe, e ok. Pe alea le scoateți. Da? Și vă duceți la toaleta emoțională și le lăsați să iasă. Da? Deci adineauri când ați intrat la nervi, da? Erau mâinile care făceau așa, care făceau așa, maxilarele ca să se încreștească, care înseamnă să mușc, să lovesc, îmi vine să dau în picioare, să dau șuturi, să arunc, da? Să țip, da? Lăsați-vă să faceți acel lucru singuri, la toaletă, când mergem să facem pipi și caca, mergem singuri, da? Toaleta emoțională se face singur, în intimitatea noastră și lăsăm să iasă toate emoțiile acelea negative. Și asta înseamnă să vă dați voie să o faceți. Pentru că mama și tata nu v-au dat voie. Și chiar dacă sunteți singuri, o să stați cu perna în față și o să ziceți, eu nu pot să fac asta. Eu nu sunt așa. Dar nu vorbim dacă sunteți sau nu. Da? Este vorba de a scoate ceea ce este nociv pentru noi. Și lăsați-vă să faceți. Dacă vă vine să scrieți, scrieți. Dacă vă vine să țipați, luați o pernă, o mușcați și țipați. Dacă vă vine să tăiați lemne, tăiați lemnele. Dacă vă vine să dați șuturi, dați șuturi și așa mai departe. Puteți să rupeți foile, minciuțele acelea de antistres sunt bune, că de obicei când suntem nervoși ne vine să facem așa. Mâzgăliți. Deci orice este bun. Nu contează modul în care le scoateți. Important este să fiți singuri și să lăsați să iasă. Da? Nervii, de exemplu, sunt o emoție explosivă. Da? Ați spus, țipam, ridicăm tonul.
niciunul dintre voi n-a zis la nervii că plângeți. Da? Deci când începeți să scoateți emoțiile negative, o să vedeți că o să vă vine să plângeți și o să vă păcăliți că prin plânsul ies nervii. Nu ies. Plânsul reflectă neputința mea de a-mi da voie să scot nervii aia, pentru că o să fac altfel de cum i-au zis părinții. Că nu e voie. Și este necesar că voi, ca și adult, să vă dați voie ca să puteți să o faceți și să începeți să vă deconstipați. Dacă aceste reacții mi-a venit la față de persoana care îmi provoacă, la început, e ceva ce nu-mi place. Provoacă o emoție la început care nu e atât de agresivă. E negativă, dar e așa. Practic, ar fi un exercițiu să clarific problema și cu persoana respectivă, să nu mă duc eu să fac igiena într-o parte fără ca să știu. Dacă ești într-o întâlnire și ai o diaree, ce faci? Stai să mai vorbești sau te duci la toaletă? Nu, eu să zic ceva în punctul dumneavoastră acum o diagă. Poate să fie. Normal. Nu o spui într-un mod agresiv. Dar dacă nu îmi place ceva cine se spune, cred că e mai bine să clarific decât eu să mă duc la toaletă, să fac diaria și după aia, la următoarea discuție, deci, să nu mai pot să fac diaria și să... Deci, adineaur vă spuneam, ce e mai ușor, să scoți 100 de scaune sau unul? Deci atunci ar fi și față de persoana respectivă, față de ea să... Scot emoții negativă. Deci poți să mân, pentru că e o iritare mică, e ceva care nu ți-a plăcut într-un discurs. Da? Da. Eu am zis, nu știu, nu-mi place tricoul. Da. Și tu ai zis, nu-mi place. Da? Ție îți place, dar să zicem că zici nu, că nu-ți place comentariul meu. Da? Da? Și rămâne aici. Apare o iritare. Da? Și chiar dacă clarificăm, iritarea rămâne. Și aia poți să o scoți când ajungi acasă seara. Chiar dacă clarificăm și tu zici, mie îmi place și mie nu-mi place, mie nu-mi place culorile sau mie îmi plac culorile, chiar dacă clarificăm, iritarea aia rămâne. E importantă clarificare. Dar, repet, când aveți o emoție foarte puternică, fie că e tristețe, fie că este că sunt nervi, fie că este o frică puternică, fie că este rușine, fie că este trag, se taie legătura între cortexul, partea creierului cu care gândim, și amigdala, care ține de reacție. Când suntem cuprinși de emoție, nu o să putem să clarificăm nimic. Pentru că ne vând gânduri obsesive. Tu ești de vină, tu ești de vină, tu ești de vină și trebuie să te bat și trebuie să te bat pentru că altfel tu o să mă bat și mă omor. Deci nimeni. Nu o să meargă clarificarea. După ce scoatem emoțiile negative, pentru că se restabilește conexiunea între creierul emoțional și creierul logic, mintea se clarifică. Știi, vreodată s-a avut o reacție nervoasă, așa foarte puternică și a zis tot ce ați vrut și după care mintea era clară și zici, a, asta da, asta nu, îmi pare rău și vedeți lucrurile altfel? Mi s-a întâmplat? Este fix asta. Deci când este o emoție negativă mică, putem clarifica, dar ea rămâne. Da. Clarifici, dar clarifici cu creierul tău logic. Da, dar mie mi se întâmplă de exemplu, nu asta vorbesc, mi se întâmplă de exemplu să nu clarific, să am emoția respectivă, să mă duc să încerc să o reflect, dar să-mi dau seama că, pe de altă parte, faptul că n-am clarificat cu persoana respectivă îmi produce o altă, un alt... A doua emoție negativă. A doua emoție negativă. Păi da. Pentru că sunt diferite oarecum. Dar mi s-a întâmplat să am emoție, să-mi dau seama că plec o emoție negativă și chiar dacă vreau să mi-o clarific, și atunci am zis nu, eu vreau să mă întorc la persoana respectivă, să clarific persoana cu ea și până am plecat mai liniștit pentru că practic mi-am clarificat și față de persoana respectivă și față de mine. Vorbind cu persoana respectivă, îmi clarific și față de mine. Deci sunt două emoții, vin în pace. Da. Deci. Eu sunt persoană. Tu ești prima emoție. Aia care nu ți-a convenit. Da? Dacă eu plec cu tine, îmi creez încă una. Da? Și o să am două. După care încep să mă gândesc care este mai bună, de ce așa, la la la, și apare o a treia. După care nu dormim, ci insomnie.
și înseamnă că o să mai îmbolnăvești, tararam, tararam și mă ia dau. Da? Da. Și atunci tu zici. Eu m-am simțit iritat, trebuie să clarific aici, că eu știu că o să-mi creez asta. Da? Și atunci eu clarific și mă simt mai liniștit pentru că ei au plecat, adică nu se mai apare. Dar asta a rămas. Da. Dar după aceea, neapărat pe cele două rămâne cu una și cu doar adică asta, mi se înmulțesc. Nu se înmulțesc, de-aia vine liniștea ta. Dar dacă eu sunt persoana și am rămas cu una, este necesar să o scot și pe acestea. Pe acestea o scot. Toaletă emoțională. Nu. Nu, nu, o scot atunci ca să nu ajungă cele două, dar eu nu am da, deci toaletă emoțională după. Da? Că să fie și asta scoasă. Și o să rămân liniștită. Și sănătoasă și fericită. Da? E ok? E mai clar acum? Da? Nu, nu, nu. Seara, acasă. Nu, nu, nu. Alcool este un surogat. Deci, alcoolul ceea ce face este să taie legătura cu partea creierului care censurează, care zice nu e bine. De aceea oamenii când sunt sub influența alcoolului, dacă în interiorul lor era o emoție negativă, devin agresivi. Dacă ceea ce ei nu puteau să manifeste este o emoție pozitivă, știi? Eu aș vrea să vorbesc și să dansez și să mă dau în spectacol, dar mama mi-a zis că nu se poate și mă fac de rușine și eu stau așa. Când beau, se taie cenzura aceasta și o să pot să dansez pe mese, să mă dau în spectacol și etc. De-aia beau două pahare de vin la o petrecere, că altfel eu nu pot să dansez și să mă distrez. Da? E tocmai pentru că se taie acea legătură cu partea creierului aici la frontal, cu cenzură. Deci nu este o descarcare. Da? Deci, apropo de asta, multe persoane îmi spun, da, dar eu când sunt nervoasă fac sport și mă simt mai bine. Da? Nu se scoate nimic. Da? Dacă eu vreau să mă duc la toaletă, să fac pipi, și eu zic, a, stai că mai mănânc eu o prăjitură, eu am mână, mă bucur de prăjitură, da? Dar nu înseamnă că am scos pipi. Este da? Bine dacă folosim această, de exemplu, un sport, ceva, ca să ne calmăm pe moment, iar după aceea ne gândim din nou la ce am făcut, așa este bine. După ce ai scos și da, te calmezi, da. Pentru că creierul este mai clar. Permanent. Da, nu, nu, eu am mânare, e ca la pipi, ajungi acasă și faci pipi. Da? Da? Deci, ideea este așa. Eu fac sport, mișcarea corporală face ca creierul meu să secrete serotonină. N-am scos nervi, dar corpul meu secreta serotonină. Când corpul secreta serotonină, eu mă simt mai bine. Dar n-am scos caca. Ea continuă să fie acolo. Și va ieși a doua zi, a treia zi, a cincea zi sau peste un an, dar tot va ieși. Și profesor, ajungem la ce am zis. Adică, mai devreme, scoți o parte din emoția aia foarte agresivă și, pe urmă, rămâi cu o emoție mai puțin și da, spaziți. Deci, emoțiile negative pe care le aveți, dacă le scoateți, iritare, frustrare, o tristeță mică, o mică melancolie, le scrii, le mâzgălești, le faci așa, le desenezi, rup hârtie, faci perne, spargi farfurii. Ce vreți voi? Singur, într-un singur și într-un loc anume. Nu trebuie o cameră specială, cum avem toalete acasă. Dar un loc anume în care voi să aveți toate aceste lucruri pregătite, deci o pernă de bătut, hârtie de rupt, reviste, etc., hârtie de scris, creioane cerate, pixuri, etc., ca să puteți să le scoateți. Da? Și atunci mergeți la toaletă zilnic, sper eu, ca să puteți să păstrați sănătatea voastră emoțională. Da? Și un alt lucru care este foarte important de asemenea este respirația. Aici în carte aveți în două sau trei locuri, vă învață cum să respirați. În principiu, respirația abdominală ne ajută să relaxăm. Respirația să fie profundă și lentă. Și asta ce înseamnă? Că puneți mâna pe burtă și o umflați. Când inspirați, trebuie să se umfle. Și să fie cât mai lent. Da? Umflați burtă înainte și după care umflați plămâni.
respirația este foarte legată de ritmul cardiac. Și ați observat, da? Adina. La nervii, mai repede. La bucurie, mai încet. Palpitații. Deci când suntem foarte agitați sau nervoși, o respirație abdominală în care noi inducem o respirație mult mai lentă, va ajuta inimii să bată mai lent. Dacă bate mai lent, înseamnă că celulele noastre se oxigenează mai mult. Dacă ele sunt mai bine oxigenate, înseamnă că toxinele ies. Dacă toxinele ies, înseamnă relaxare. Înseamnă că mă enervez mai puțin. Dar dacă respir tot timpul așa, păstrez toxinele în celule și atunci sunt mai irascibil, mai irascibilă. Da? Deci, respirația pe burtă și toaleta emoțională și citiți cartea. Mulțumesc frumos! Și să vă implicați, să învățați cum să vă identificați emoțiile negative, cum să le acceptați, cum să le integrați și, evident, cum să le eliberați. Cu ajutorul Claudiei, o puteți găsi, bineînțeles, la Centrul Amaneser, să vă ajute și să vă ofere mai multe informații despre toate acestea. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm la lectura Niculescu și pentru alte cărți din colecția de dezvoltare personală.